Bună ziua! Eu sunt Corina Goreac și bine ați venit astăzi la Mental Coaching cu Sporpsiun. Vom discuta despre un instrument foarte util antrenorilor pentru a crește disponibilitatea la efort a sportivilor. În momentul în care vorbesc la telefon cu antrenorii și îi întreb ce anume și-ar dori de la sportivii lor, de obicei îmi spun că ar vrea o altă atitudine pe teren. Această atitudine înseamnă o serie de comportamente prin care sportivii sunt disponibili la efort și ei își îmbunătățesc performanța. Sigur că putem să discutăm cu ei și putem să le atragem atenția sau să le direcționăm atenția spre aceste elemente, dar există ceva ce pot face inclusiv antrenorii și este foarte, foarte util. Acum, faceți aminte că în momentul în care ați început sportul de performanță sau când sportivul dumneavoastră a început sportul de performanță, i-aș cerut să vină la antrenamente cu un carnețel, în care de multe ori lipeați sticăre care să-l motiveze și copiii erau extrem de încântați. Ei veneau cu carnețelul și dumneavoastră lipeați un sticker, că era cu o minge sau că era cu o rachetă, depinde de sportul pe care îl practica. El știa că primește ceva, are o recompensă și în urma acestei recompense va mai veni și data viitoare. Bun, acest instrument nu trebuie uitat. Acest carnet în care noi bifăm, marcăm elemente de progres sau de atitudine, nu trebuie lăsat deoparte. El este extrem de util, este ca un manual, ca un caiet prin care putem să vedem cât de mult am evoluat de-a lungul timpului. Bun. Sportivii își pot trece în acest caiet elemente legate de practica lor, dacă lăsați la latitudinea lor. Dar puteți să mai faceți ceva, să le direcționați atenția către acele elemente pe care dumneavoastră le doriți. Cum puteți să faceți asta? Fie marcând acele atitudini pe care vreți să le vedeți. De genul, atitudinea la greșeală, concentrarea în timpul antrenamentului, controlul emoțional. Da, sunt niște cuvinte cheie pe care noi le punem și copiii sunt atenționați că au de făcut acel lucru. Sau puteți să puneți același lucru sub formă de întrebare. Cum m-am manifestat astăzi după o greșeală? Sau am manifestat astăzi plăcere și bucurie în timpul antrenamentului? Da, același lucru, dar este pus sub formă de întrebare. Sau poate fi formulat ca o afirmație. Jucătorul a fost receptiv la indicațiile antrenorului. Sau jucătorul a comunicat eficient pe teren. Da, trei forme. Dumneavoastră puteți să alegeți ceea ce este convenabil. Folosiți lucrul acesta și rugați de asemenea sportivii să își noteze, să își dea note de la 1 la 10 în funcție de percepția lor interioară, pentru că o să observați diferențe între percepția lor interioară și percepția dumneavoastră exterioară. Și de multe ori le spuneți, hai, lovește, mai în viteză, dar am lovit deja. Aceea este percepția lui interioară, că el deja a făcut lucrul pe care îl cereți. În schimb, dacă dați niște note, el își dă note de la 1 la 10 în funcție de cum simte și dumneavoastră dați note de la 1 la 10 în funcție de ceea ce vedeți. El va avea o imagine mult mai clară asupra diferenței dintre cele două percepții. Da? Și sub forma aceasta crește disponibilitatea și atenția lui. Deci, rugați-l să dea note de la 1 la 10 pe acele elemente. Stabiliți 5 elemente pe care să fie atent. Pot fi elemente din acestea de atitudine, sau puteți să stabiliți obiective pentru diversele dimensiuni pe care le exersăm pe teren: fizic, tehnic, tactic, mental. Oricum ar fi, această fișă de evaluare este binevenită și o să integreze progresul pe care l-au făcut. Copiii vor fi mult mai atenți, vor avea niște dimensiuni clare cu ceea ce se așteaptă de la ei și ce pot face mai departe. Atât de simplu încât poate fi aplicat chiar de astăzi. Dacă v-a fost util, vă aștept și data viitoare la Mental Coaching cu Sporpsiun. Eu sunt Corina Goreac. La revedere!